Hai, salut, eu Zracu și bine v-am găsit la Clash Royale. Fraților, deja devine misiune imposibilă să-mi bat recordul. Mă tot învârt pe la numărul ăsta de trofee. Știți că episodul trecut am pierdut vreo 3 meciuri la rând, sau mi se pare că am jucat 3, din care 2 au fost pierdute și unul a fost rău, deci practic n-am ieșit cu nimic. Și imediat după ce am închis episodul s-a întâmplat chestia asta, am avut victory, bine, defeat aici. Victory, drău, defeat. Victory și tot așa. Ideea e că nu știu de ce, dar pe video joc foarte prost. Chestia e că am remarcat, m-am uitat la niște videouri mai vechi, nu știu, mai... Încerc și eu să mă uit puțin în urmă ca să văd cum se modifică. Ok, un bowler. E ceva, e o chestie bună asta cu epicele din Free Chest, pentru că nu prea mi-am mai picat chestia așa din Free Chest. Și episodul trecut am avut, a fost foarte random episodul trecut. Am avut, nu mai știu, X-Bow parcă, da, am avut, în orice caz a fost o epică din Free Chest. Încă 9 minute pentru chestul ăsta, probabil după 2-3 meciuri o să pot să-l și deschid. Și o singură coroană pentru Crown Chest, nu cred că o să fie așa de greu să o fac episodul ăsta. Ok, 4 Furnace, e bine că-mi tot pică Furnace. Furnace-ul, cât de curând o să-l fac și la level 8, nu știu exact cât mă costă, oricum am destul de mulți bani. Maximum 1 milion e maximum. That's something new, ok, chiar nu știam treaba asta. Nu știam că există un maxim de gold. Ok, mă rog, hai să facem un battle. Chestia e că mă uitam pe video-uri mai vechi și mai exact m-am uitat pe live-urile mai vechi și am văzut că pe live-uri aveam așa mare succes și jucam așa de bine. Nu știu de ce, dar e dovedit de mine, nu științific. Ok, Ice Swiss. De ce nu-mi vine Furnace-ul din prima mână? Da, nice. Ok, hai să încercăm să facem asta și îmi vine și Zepo, ok. Ah, shit. De fapt, nu e bine. Na, super. Bun, hai să încerc să fac treaba asta, poate nu mai are, sper că nu mai are. Sau... Acum am bowler. O să dau Zepu ca să pot să scot bowlerul și poate, ok, și o să dau și câteva lovituri pe turn, asta e tare. Ice Wiz aici ca să tancheze pentru Electro Wiz. Ok, a mers bine. Furnace, trebuie să pun Furnace-ul, dar o să aștept, trebuie neapărat să-l aștept să pușeze, să văd și eu cu ce mă poate pușa el. Ice Wiz din nou? Cred că are niște cărți pe care nu vrea să le arate. Are Fireball, Cannon, ok. V-am zis eu care ceva ce nu vrea să arate. Hai să ne activăm turnul. Nu o să reușesc să mi-l activez, bineînțeles. Ba da. O să reușesc. Perfect, nice. Mă, dar de ce toată lumea se supără la treaba asta? Adică e... Mă, nu e chiar așa de ușor de făcut. Pare foarte ușor, dar... După ce prinzi mișcarea, chiar nu mai e greu deloc. Ok, o să dea, nu poate să mai dea Fireball, ok, asta e tare și doar un Elite Barbarian e afectat de Bowler. Nu știu dacă Zepo are rost. Cred că aș fi dat o lovitură, dar mai bine îl păstrez pentru, nu știu, e bine să păstrez Zepo, mereu e bine să ai Zepo la îndemână. Zepo la îndemână. Nu, hai să facem asta. Asta și Minions, are Cannon, dar are Bowler. Mamă, dar cum face rotația așa de rapidă? Îmi scapă mie ceva. Mereu îmi scapă mie ceva. Oh, dude. Bun, hai să vedem. Nici nu știu cum să scap de toată chestia aia. Cred că o să pun, da, ok, o să fac așa. O să fac așa și... E ok. All good. Și tot mi-am... Ah, nu, Hogu n-a apucat să dea. Ok, asta e bine. Foarte bine. O să pună Cannon. Dar de ce, nu înțeleg de ce nu folosește Cannon ăla. Chiar e un counter foarte bun pentru Elite Barbarians. Bine, cred că cel mai bun counter. Nu, de fapt, nu neapărat cel mai bun. Cel mai eficient counter este Ice Wiz. Ice Wiz îi încetinește foarte mult și ei oricum dau foarte greu. Sunt ca 2 mini P.E.K.K.A. dacă mă întrebați pe mine. Ok, hai să facem asta. Are Cannon și o să-l folosească sau... Da, o să-l folosească, ok, bun. Hai să dăm Zepo ca să ajungă direct pe turn, măcar unul din ei și tot e bine. Ok. Furnace aici o să pună Hogu. O să pun Ice Wiz și... Mie nu sunt o problemă așa de mare.
ok, e bine, e bine, e bine. Bun, hai să facem și asta și... Nu știu dacă minionii sunt cea mai bună decizie. Ideea e că trebuie să scot egalitate. Pentru că de câștigat nu am cum să câștig și mai sunt 17 secunde. Eu zic că scot egalitate. O să-l pun, nu știu cum o să-l pun, o să-l pun cumva așa. Mi-ajunge elixirul? Da, mi-ajunge elixirul. Ok. Please, nu. Ok, GG. GG, drău pentru că a avut counter-uri foarte bune. Aveam și eu 2 Elite Barbarians pe turnul lui, deci era... Nu știu. A avut counter-uri foarte bune pentru deck-ul meu, iar eu am avut counter pentru el. Oarecum. Ideea e că era normal să fie egalitate. Mă rog, ne batem cu... Kratoloas. Nu știu cum se citește chestia aia. Ok, hai să încercăm Elite Barbarians plus Ice Golem. Ok. Asta o să fie mișto. Nu o să fie deloc mișto. Shit. Și e și Lumberjack în viață. Dar oricum nu e mare panică. Bun, și aș putea să pun Furnace-ul. Pentru că în felul ăsta îl oblig să facă... Fuck it. Princess. Și o să dea de la mama dracu, normal. Bun. Hai să vedem cum facem. Cum scăpăm de balon. Cred că o să fac asta. Da, o să fac asta. Lumberjack cu lovitură? Nu, nici măcar una. Ok, și a scăpat de balon. Deși mă costă cam mult să scap de balon dacă stau să mă gândesc. Adică dacă folosesc doar Tornado sau doar Minions, e ok. Dacă îmi folosesc și Furnace-ul și Tornado, e destul de nasol. Fuck that shit. Ok, e ok așa. Dar level 9, fuck. Sunt și în rage aia. Asta nu e bine deloc. N-ar reuși să dau nicio lovitură cu Elite Barbarian, serios. Ia, ghiciți cine o să câștige. Nimeni nu o să câștige. Dar de ce sunt deck-urile așa de, nu știu. Jumate din deck-ul meu e counter pentru jumătate din deck-ul lui și cealaltă jumătate din deck-ul lui e counter pentru cealaltă jumătate din deck-ul meu. Mamă, nu-mi vine să cred că am spus toată chestia asta bine. Dar da, exact asta am vrut să zic. O să pună Lumberjack în spatele la asta, presupun. No, ok. Okay, o să facem asta și asta și o să pun și Elite Barbarians. Nu știu dacă balon... Da, cred că balonul ăla o să facă ceva probleme. Ok, Zepo l-a ajutat mult. Și, ok, un Elite Barbarians și un Lumberjack. Hai că am dat ceva damage acolo. Trebuie Ice Wiz, nu vreau să-mi iau damage de la minionii aia. Bun. Ice Golem, Furnace și poate Minions aici? Da, e ok. Ok, și hai să punem și un Lumberjack ca să se ducă cu minionii aia. Ok, perfect. Elite Barbarians normal. Princesul, eu zic că a meritat Zepu, cât de cât. Frumos, elegant, cât de cât. Ok, Ice Wiz. Da, nu știu, cred că o să încep să pușesc pe ambele părți. Pentru că văd că nu reușesc să fac nimic pe o singură parte și... E foarte greu să te aperi pe ambele părți. Ok, o să pună Barbarians, știam că o să pună Barbarians. Nu știu de ce am dat Zepo acolo, nu era neapărat. Furnace aici, Minions și... Lumberjack o să vină imediat. Na, nu-i bine. Shit. Ok, Ice Wiz să se ocupe de toată chestia asta. Bă, nu cred, ce-i cu meciurile astea? E pur și simplu ne dăm counter, eu nu reușesc să-l pușesc pentru că are counter prea bun pentru deck-ul meu. Ok, văd că încearcă un push pe bune, o să încerc și eu un push pe partea cealaltă. Asta înseamnă să-mi folosesc toate counter-urile. Please, 1! Erau minions în rage pe turn. Dude. Trebuia să-l bat 2 secunde, deci cred că nici 2 secunde nu mai trebuiau și îi scoteam turnul. Dar oricum nu știu ce, a vrut să facă un push foarte, foarte mare.
Oricum, o fucking coroană. Ideea e că n-am pierdut, dar o coroană, măcar să fie un drău cu o coroană și sunt mulțumit, vreau să deschid crown chest-ul. Nu cer prea mult. Ok, hai să încercăm să jucăm încet. Deci văd că dacă fac rush nu merge. Mai schimbă puțin strategia. Jucăm încet. A venit Ice Wizard din prima mână, ok. Nu mai jucăm încet. Nu știu de ce a pus furnace-ul acolo. Ok, o să fie interesting. O să fie foarte, foarte interesting. No. Da, la fix. Dar nu contează, tot dau destul de mult damage. E ok, e ok. Bun, furnace-ul o să-l pun pe partea asta. Poate trebuia să mai aștept un pic. No. Mai spawnează un wave, un fucking wave. Ok. Nu, ok. Mamă, cât damage mi iau din cauza la minerul ăla care tanchează o groază. Și e de level 2. Dude, îmi dă jos turnul. Nu e bine deloc, nu e bine deloc, nu am ce să-i fac, efectiv nu am ce să îi fac. Da, e GG, e fucking GG. Da, a fost un meci rapid. M-a demolat total. Da, nu știu dacă am făcut vreo greșeală, adică n-am avut cărțile bune în mână, pur și simplu. Cam asta a fost greșeala. Come on, încă un match. Probabil, nu știu, măcar s-a deschis silver chest-ul, măcar atât. Dacă nu reușesc să fac crown chest-ul până la sfârșitul videoului, măcar să deschid silver chest-ul. Din nou, încet, pentru că nu am, adică pot să fac un rush așa micuț, dar... Ok, și lumberjack. Da, bine. Bun așa. Măcar ajunge un Elite Barbarian care o să fie în Rage. E ok, e ok. Și Minions, nu știu dacă o să apuce să dea vreo lovitură. Ba da, chiar două. Una, două, atât. Bun. Oh, n-am cu ce să fac rush, nu te cred. E momentul perfect pentru rush. Știți cât îmi place să fac rush când pune golemul? Oare să aștept să mai pună ceva în spatele golemului, după care să fac un rush? Da, cred că asta e cea mai bună decizie. Ok, asta și Elite Barbarians. Graveyard. Cum scap eu de graveyardul ăla? Ok, a fost un zap bun. A fost un zap destul de bun. Hai că-i dau jos turnul, mi-l dă și el jos pe al meu. Deci nu prea am rezolvat. Nu i-am dat jos turnul, ok. Și o să-i dea counter cu ceva, ok, cu lumberjack. Ok, trebuie să joc încet, să mă asigur că îi dau jos turnul. Nu pot să mai fac așa rush-uri. Dar de ce toată lumea are lumberjack deodată? Adică, pe bune, din toate meciurile, cred că toți au avut? Ăsta e al patrulea meci, nu? Sau al treilea, nu știu, mă uit imediat și văd. Da, cred că toți au avut lumberjack. Ok, ok, nu facem altfel. De fapt, nu, trebuie să fac neapărat chestia asta. Hai să facem așa. Așteptăm 2. Acum și punem și Elite Barbarians. Și poate de data asta reușesc să-i dau jos și turnul. O să punem... Ok. Nu e bine. Bun, hai că-i dau jos turnul. Electro Wiz, really? Nu e bine deloc. Nu știu cum să-i trag pe toți într-un singur loc. Și hai să dăm și... De fapt, nu, Zepu trebuie să-l păstrez. Mamă, ce e pe turnul meu? Nu cred. Minions trebuia să-i... Fuck. Ok, Ice Wiz. Am deja Minions pe turn. Nu știu ce se întâmplă acolo. E ok, deci nu știu cum... Am o coroană, nu? De fapt chiar am 3. Am o coroană pentru crown chest. Hai să deschidem mai întâi free, de unul free chest-ul, silver chest-ul.
Goblin Gang, mă, n-am verificat, da, ok, se vede totul bine. Am avut ceva probleme, am mai încercat să filmez Clash Royale și nu s-a văzut, mamă, și tot la același număr de trofee. Bine, pentru că m-am văzut ăla dinainte, e imposibil să mai scap de numărul ăsta de trofee, e clar, dau numai drău. Ok, și hai să vedem, deci ăsta a fost Victory Defeat, ăsta nu avea Lumberjack și ok, avea multe cărți pe care nu l-a folosit încă. Minerul a folosit, prințul a folosit, nu a folosit, nu sunt mult, n-a folosit doar executionerul și scheleții. Sau probabil a folosit și scheleții, dar nu mi-am dat seama pentru că avea și witch care spawna scheleți. Ok, Lumberjack aici. Wait a second. Lumberjack aici. De ce aveam impresia că... Aveam impresia că am văzut mai mulți cu Lumberjack, ok, asta e ciudat. Și Lumberjack aici. Dar oricum Lumberjack-ul nu știu de ce lumea nu prea îl folosește. Ori nu prea l-are lumea, ceea ce îmi vine greu să cred pentru că... Nu știu. Deja sunt mulți cu legendare de 2 la nivelul la care joc eu și mă aștept ca lumea să aibă, să aibă destule legendare. Dar nu știu, e greu să-l combin cu ceva Lumberjack-ul, mai ales că dacă nu te folosești de rage-ul lui, mai bine folosești un pack. Adică n-are niciun rost să folosești Lumberjack-ul dacă nu vrei să te folosești de... rage-ul pe care îl lasă. Ok, s-ar putea să fie și o epic aici. Rarele și o... Nu. Fire Spirits. Ok, Fire Spirits. Mă, le-aș face de level 10 și aș putea să încep să le folosesc din nou. Le foloseam în loc de minions Fire Spirits, dar mi-am dat seama că nu prea am counter pentru graveyard și oricum graveyard-ul e o mare problemă pentru deck-ul meu. Graveyard-ul și nu știu ce altceva. Adică, în general, clădirile. De fapt, nu chiar toate. Cam tot ce e legat de scheleți. Acum dacă stau să mă gândesc, cam tot ce e legat de scheleți e problemă pentru deck-ul meu, adică scheleți, bomberul, tombstone, îmi rupe Elite Barbarians și Lumberjack-ul și cam pe astea două, pe Lumberjack și pe Elite Barbarians se bazează deck-ul meu, restul sunt bine și pot să fac push-uri, pot să fac o grămadă de combinații. Dar în principal cea mai bună combinație pe care pot să o fac, dar trebuie să fie un caz foarte special. Să fac Lumberjack plus Elite Barbarians și imediat cum trec de pod să am și Zep în mână, cam asta e cea mai bună combinație. Sau bine, la Double Elixir, dacă știu că am reușit să fac odată pușul ăsta, Ice Golem, Lumberjack, Elite Barbarians și aveam și Zep-ul, ăla a fost cel mai tare push. Turnul s-a dus instant. Mă rog, rămăsesem la ce cărți, la ce scheleți, de fapt. Scheletul în armii? Nu, hai să zicem că scheletul în armii mă descurc cu ei pentru că am Zep-ul și sunt, de cele mai multe ori sunt pregătit pentru scheletul în armii. Guards. Vă vine să credeți sau nu, Guards cam strică ploile. E o carte care mă enervează, nu știu, e... Nu pot să zic că e slabă, doar că nu, chiar nu e absolut deloc genul meu de carte. Genul de carte cu care aș juca. Ce altceva? Scheleți? No, Giant Bomb Skeleton, de fapt Giant Skeleton, mă descurc cu el și Witch, da, îmi termină Elite Barbarians, adică ați văzut și voi în meciul ăla. Păi da, cam asta a fost cu episodul ăsta, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați butonul de like pentru că mă ajută foarte mult, cam atât de zis. Eu am fost Dracu și mă dat o viitoare. Peace!